intercepție aceluia stângă, faultat de Liestan. Jocul însă continuă corect în avantajul formației craiovene. Dribling spectaculos al lui Badea, pasă de 40 de metri pe partea opusă până la Ciurea. Atac deschis al craiovenilor cu centrarea lui Ciurea, însă într-o zonă. Ilie Dumitrescu, iată cât de retras este mijlocașul ofensiv al Stelei. Bogdan Bucur, Liestan, State și acum Cojocaru. Badea. Badea în dribling, însă 5 jucători de la Steaua împrejurul său. Iată, reprimește Badea de la margine, se indică poziția de offside în care s-ar fi aflat Badea. Și lovitură liberă pentru formația Steaua.